Salutare! Astăzi vă arăt cum puteți reactiva Windows Photo Viewer pe Windows 10 și Windows 11 și cum îl puteți seta ca program implicit de vizualizat imagini. Nu vă faceți griji, toți pașii sunt pe site-ul Pisieria, linkul este în primul comentariu. Primul pas este să mergeți pe acest topic de pe tenforums.com, linkul este pe site. De aici va trebui să descărcați un fișier reg care să vă activeze Windows Photo Viewer. Atenție însă, există mai multe variante. Prima dintre ele activează Windows Photo Viewer doar pentru utilizatorul nostru, nu pentru toți utilizatorii. A doua variantă activează Photo Viewer pentru toți utilizatorii și mai există și o a treia variantă care activează Photo Viewer pentru toți utilizatorii și oferă și un fix, în sensul în care veți putea vedea imaginile în ordinea în care sunt ele aranjate în folder. Eu voi alege a treia variantă și voi da download. De notat este că există și două fișiere de registri care vor face andul aceste modificări. Un fișier de registri pentru un singur utilizator și un fișier de registri pentru toți utilizatorii. După ce am descărcat fișierul de registri, va trebui să dăm prima dată Run, apoi Yes la User Account Control și încă o dată Yes pentru a fi adăugat în registri la final vom apăsa OK. Din acest moment, Windows Photo Viewer este activat. Pentru a-l seta ca program implicit de vizualizat imagini în Windows, va trebui să mergem în meniul de start și să scriem Default Apps. Dăm click pe primul rezultat și mergem în Default Apps din Settings. Aici, după cum vedeți, la mine este deja setat Windows Photo Viewer. Eu m-am mai jucat cu regulă asta înainte, dar la voi ar trebui să fie Paint sau orice altceva. Dați click pe Paint sau pe orice altceva și selectați din drop-down Windows Photo Viewer. Și cam atât. Asta este e atât de simplu.